Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Observatorul Local Antena 1 Pitești. Un incendiu puternic a izbucnit în această dimineață la un depozit de deșeuri din apropierea Arpechim. Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale pentru lichidarea acestuia. Aproximativ 50 de tone de rumeguș au ars. Din fericire, nu au existat victime. Pompierii au fost anunțați de producerea incendiului în jurul orei 4 dimineața. Aceștia s-au deplasat la locul incendiului cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă pentru a izola incendiul. Pompierii au avut nevoie de câteva zeci de minute pentru a stinge flăcările. Din fericire, depozitul se afla într-un loc izolat, fără alte case în jur. La fața locului s-a deplasat și o ambulanță SMURD. Nimeni nu a avut însă nevoie de intervenția medicilor. Au fost pagube materiale, însă câteva zeci de tone de rumeguș mistuite de flăcări. Deocamdată nu se știe cauza producerii incendiului, pompierii deschizând o anchetă. Este pentru prima dată când în această zonă izbucnește un incendiu la un depozit de deșeuri. În urmă cu 4 luni au mai fost 2 incendii într-o săptămână la un depozit de deșeuri petroliere. Atunci reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș au aplicat mai multe sancțiuni pentru nerespectarea normelor de prevenire și stingerea incendiilor. Un alt incendiu a avut loc la intrarea în Câmpul Lung. O familie putea rămâne fără agoniseala de o viață. Un incendiu a mistuit una dintre camerele apartamentului și amenința să se extindă la tot apartamentul, chiar și la vecini. Din primele investigații, se pare că incendiul a pornit de la o lumânare care a fost uitată aprinsă. Pompierii au fost alertați de către un bărbat care a simțit miros puternic de fum de pe scara unui bloc din cartierul Grădiște. Imediat de la detașamentul Câmpul Lung a plecat un echipaj cu auto specială cu apă și spumă. Ajuns la fața locului, salvatorii au constatat că o cameră a unui imobil situat la etajul 1 era cuprinsă de flăcări. Atunci a mai fost solicitată o altă auto specială pentru că incendiul se putea extinde și la celelalte camere ale apartamentului, dar și la vecini. Dă-mi un gâleac de apă, s-o aruncă așa, nu merge. Au fost evacuate o persoană, iar medicii de pe ambulanța SMURD au acordat primul ajutor unei tinere în vârstă de 21 de ani, precum și băiețelului său în vârstă de 4 ani. Cei doi se aflau în apartamentul care a fost afectat de incendiu. Aceștia au avut nevoie de intervenția cadrelor medicale pentru că inhalaseră mult fum. Au fost transportați la spitalul din Câmpul Lung pentru investigații suplimentare. Intervenția promptă a pompierilor a făcut ca flăcările să nu se extindă. După primele investigații, se pare că focul a pornit de la o lumânare care a fost uitată aprinsă. Sute de clădiri publice din județul nostru s-ar putea prăbuși în cazul unui cutremur. Nu este încă destul de clar acest lucru pentru că din 243 de clădiri publice cu risc seismic, doar 23 au fost expertizate. Prefectul este destul de îngrijorat și a cerut să se actualizeze lista pentru a vedea clar care este situația. O listă cu mai multe clădiri cu risc seismic a fost făcută în anul 2013. De atunci nimeni nu s-a mai interesat de soarta acestor clădiri care sunt publice. Nici nu se poate discuta despre blocurile de locuințe, care oricum nu au fost expertizate tehnic din acest punct de vedere. La nivelul instituției noastre, în anul 2013, au fost întocmite o listă cu toate clădirile din județ care prezintă risc seismic. Lista cuprinde 243 de clădiri, din care la acest moment doar 23 de clădiri erau expertizate. Prefectul este îngrijorat și le-a cerut primarilor și șefilor de instituții să actualizeze lista cu aceste clădiri cu probleme în cazul unui seism. În Pitești, conform autorităților, nu avem astfel de clădiri cu probleme, dar câte au fost expertizate? Ar fi întrebarea pe care și aleșii noștri ar trebui să-și o pună. Până atunci, prefectul face apel la populație să se pregătească și să se informeze cu privire la măsurile pe care ar trebui să le ia în cazul unui cutremur. Consider că este foarte important ca populația să cunoască ce trebuie să conțină acest kit de supraviețuire, de la apă și alimente, apă minim 4 litri de persoană, medicamente și materiale de uz medical, produse de igienă, materiale de primă necesitate, acte. Legislația aflată în vigoare acum prevede inventarierea și expertizarea tuturor clădirilor multietajate construite înainte de 1978. A venit rândul fiecărei facultăți din cadrul Universității din Pitești să-i primească pe studenți într-un cadru oficial la deschiderea anului universitar 2016-2017. Astăzi au avut loc festivități de deschidere la toate cele 6 facultăți ale Universității Piteștene. După ce luni a avut loc festivitatea de deschidere a anului universitar 2016-2017 în noul corp al Universității din Pitești, în prezența a mii de studenți, cadre universitare, autorități, dar și colaboratori ai instituției, a urmat aceeași festivitate pentru fiecare facultate. Este cunoscut faptul că de anul acesta, în cadrul Universității din Pitești, nu mai funcționează cele 11 facultăți, ci au rămas doar 6. La Facultatea de Științe Economice și Drept, momentul a fost unul emoționant, mai ales pentru boboci. Astăzi, iar dacă trăim din nou un moment istoric, putem spune, în care
ne-am reunit, istoric și emoționat. Emoționat în primul rând pentru buboci, pentru cei care sunt studenți, studenți în primul an. Mi-aduc aminte cu plăcere de momentul în care eu însumi, student fiind, am participat la prima ceremonie de deschidere a anului universitar, care mi s-a întipărit adânc în minte. Sper să rămână și pentru dumneavoastră unul din momentele de referință ale tinereții dumneavoastră. La început de an universitar, conducerea universității promite studenților că vor beneficia în continuare de condiții optime de studiu, dar și de proiecte ambițioase menite să-i sprijine pe tineri în dezvoltarea lor profesională. O sală plină și mult entuziasm, așa s-a prezentat atmosfera și la Universitatea Constantin Brâncoveanu. Studenți și profesori au participat la festivitatea de deschidere a noului an universitar. Ceremonia a avut loc în Aula Magna a Universității. Universitatea Constantin Brâncoveanu din Pitești a intrat în cel de-al 25-lea an de activitate. Rectorul Universității, Ovidiu Puiu, le-a vorbit tinerilor studenți și despre importanța instituției de învățământ pentru județul Argeș. Este un moment important pentru Universitatea Constantin Brâncoveanu. Începe un nou an universitar și mai mult decât atât, nu este orice an universitar, este al 25-lea, cu sfert de veac de existență în care am construit, ne-am dezvoltat, am învățat și am trecut nu peste puținele și nu peste ușoarele obstacole pe care le-am avut în această vreme de timp. La festivitatea de deschidere a noului an universitar au participat și autoritățile locale și județene care au avut și mesaje pentru tinerii studenți. Urez succes studenților. Mi-a fi plăcut să fac parte din rândul dumneavoastră și pe partea cealaltă a baricadei de profesor universitar. De asemenea, urez maturitate, înțelegere și multă sănătate și corpului didactic universitar. Vă doresc să vă realizați măzuințele, să realizați oportunitățile care vor apărea după terminarea acestor studii și de asemenea vă doresc să aveți mare încredere în cadrele didactice cu care intrați în contact. Eu am certitudini că suntem pe mâini bune, că viitorul ne este asigurat. În acest an, cele două universități din Pitești, cea de stat și Constantin Brâncoveanu, au încheiat un parteneriat adresat în special tinerilor studenți. Macheta primei mașini electrice low cost, produsă și concepută în România, a fost lansată joi seara la Cluj-Napoca în premieră mondială, scrie Mediafax. Viitorul autovehicul se va numi Go42 și va costa aproximativ 5.000 de euro. Dacă totul merge bine, proiectanții speră să înceapă producția în serie a mașinii la Dacia. Lansarea machetei a avut loc joi seară în cadrul Festivalului de Arte Digitale Cluj-Otronic, organizat de Institutul Francez și Centrul Cultural German. A fost lansată în premieră mondială macheta primei mașini electrice low cost, produsă și concepută în România și care a fost complet dezvoltată aici. Macheta este din fibră de carbon și cântărește 150 de kg. Am încercat să fie cât mai ușoară, spun proiectanții. Mașina va avea 3 roți și va fi propulsată de un motor electric, iar încărcarea se va face cu baterii lithium-ion. Vor fi două versiuni ale mașinii, prima care va avea o viteză maximă de 45 de km pe oră și care va fi folosită doar pentru oraș, iar cealaltă care va atinge 80 de km pe oră. Încărcarea bateriei va dura între 15 minute și 3 ore. Costul unei astfel de mașini este de circa 5.000 de euro. Chiar dacă este o mașină ieftină, proiectanții s-au gândit și la măsurile de siguranță. Este o mașină pentru două persoane care va putea fi parcată și perpendicular. Va avea o autonomie de 100 de km, iar cu o baterie suplimentară, autonomia va crește la 200 de kilometri. Vom construi la început 10 prototipuri pentru omologare și credem că în primăvara anului viitor vom putea începe producția de serie la Pitești, la fabrica Dacia, care are tehnologia necesară de producție, a declarat unul dintre inițiatorii proiectului. CSM Mioveni a încheiat aseară etapa a 10-a Ligii a doua cu o victorie 1-0 pe propriul teren în fața echipei CSM Râmnicu Vâlcea. Argeșenii se mențin astfel la 4 puncte de liderul Juventus București. A fost un meci disputat cu mult peste nivelul Ligii Secunde, decis dintr-o fază fixă. În minutul 52, Alin Popa a bătut excelent o lovitură liberă de pe partea stângă, iar mingea a fost deviată imparabil în propria poartă de atacantul oaspeților Dina. Gazele au mai ratat până la final câteva ocazii mari, în timp ce vâlcenii au avut egalarea în picioare în minutul 89 prin Costea.
Iar fotbaliștii de la SCM Pitești vor încerca să aducă o echipă de Liga 1 la Pitești. Echipa pregătită de Nicolae Dică va trebui să treacă însă de Chindia Târgoviște, una dintre echipele bune ale Ligii Secunde. Confruntarea dintre cele două echipe va avea loc miercuri de la ora 14:30 pe stadionul Nicolae Dobrin și contează pentru faza a patra a Cupei României. Alvioleții au avut un start foarte bun de sezon, iar după 5 etape ocupă primul loc în clasamentul Serie a 3-a cu 11 puncte. Și târgoviștenii au început destul de bine campionatul, iar după 10 etape jucate în Liga Secundă, Chindia ocupă locul 5 cu 20 de puncte, 4 mai puțin decât liderul seriei Juventus București. Doamnelor, domnilor, aici se încheie Observatorul Local de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine. La revedere!